Înghețatul gârnic, sfârșitul lunii martie. Echipa pe motoare plecase în descoperirea celor mai frumoase trasee moto din România. Iar după două zile de călătorit, ne aflam pe vârful unui deal, gata să continuăm aventura. Tenga este versiunea Adventure Touring a lui Kawasaki KLR650. Are un rezervor mare de 24 de litri și câteva plastice pentru o protecție medie la vânt. Modelul de față, în vârstă de 25 de ani, ar fi avut nevoie de alte anvelope pentru tura pe care am propus-o. Cele care o echipau erau în proporție de 90% pentru asfalt și doar 10% pentru off-road. Totuși, greutatea redusă a ajutat-o să nu fie culcată. În schimb, ambreiajul dur i-a dat lui Cătălin febră musculară serioasă la mâna stângă. Spre deosebire de motocicletele actuale, la care toate comenzile merg perfect, care nu vibrează și nu scot zgomote ciudate, să conduci un monocilindru vechi în off-road e o altă poveste. E ca o călătorie în timp, în perioada în care pentru a cuceri o femeie era nevoie de serenat de la balcon. Nici cu Yamaha TNR povestea nu e prea diferită. Doar că, spre deosebire de Cătălin, aveam anvelope mai bune pentru off-road, dar mult mai proaste pentru asfalt. Să nu care cumva să te prindă ploaia cu astfel de pneuri că ai încurcat-o. Exemplarul meu este din 1995 și împrumută din formele fratelui mai mare și mai forțos, Super TNR. Doar că sub carene e aceeași poveste. Un monocilindru răcit cu lichid care vibrează ca toate visele dacă îl turezi, așadar ai șanse mari să pierzi părți din motocicletă pe drum. Capetele de ghidon, spre exemplu. Are o protecție la vânt net superioară Tengaiului, dar un carenaj amplu nu e tocmai de dorit în off-road. Teoretic, poți prinde 150 de km pe oră cu ea. Practic, după ce ai trecut de 90-100, te simți ca într-o barcă scuturată de furtună. Cu astfel de motociclete eram optimiști. Simțeam că nimeni și nimic nu ne poate opri. Iar înainte de a pleca la drum, am găsit un loc de joacă și ne-am comportat ca atare. Dacă am fi știut ce urmează, ne păstram energia pentru momentele mai dificile. Drumul dintre Gârnic și Șopotul Nou, pardon, drum doar dacă te uiți pe Google Maps. În realitate e o porțiune nedefinită de șleauri, pietre, noroaie și pante abrupte. Iar dacă cineva din Gârnic îți spune despre un drum că e bun, tu trebuie să înțelegi că e practicabil. Dacă același om din Gârnic îți spune că e practicabil, tu trebuie să înțelegi că e aproape imposibil. Exact ca cel pe care ne aflăm noi. Iar dacă Tengaiul și TNR-ul se descurcau cât de cât, colegul nostru, responsabil cu filmarea, avea o zi foarte grea. Era călare pe o motocicletă de 250 de kg, încărcată până la refuz cu aparatură video și dotată cu anvelope de asfalt, și acelea cam uzate. Iar situația devenea din ce în ce mai dificilă. Deshidratați, cu daune la una dintre motociclete, am ajuns până la urmă la civilizație. Și se pare că am nimerit fix unde trebuia. Nu, trebuie să-l dați afară de tot. Așa, pe canal în... Mare noroc cu domnul Ilie, care o menghină. Să nu speriem găina care tocmai se pregătea să facă un bun.
să mergem la Mânghia. E esențial când pleci într-o astfel de aventură să dai peste oameni pricepuți și cu scură. Mulțumim foarte mult. Cu plăcere. Fără plăcere, dumneavoastră, nu știu ce ne-am fi făcut. Drumul ăsta e dezastru, am înțeles că o să vi-l asfalteze. Da, da. Promisiune avem acum. Așteptăm. Dar iarba cum e pe aici? Se poate circula? Se poate trece în sus? Nu, nu. Numai tractoare. Numai cu acela, de așa, acum l-am stricat, acum îl modez. Și numai tractoare 4x4, deci altceva. Dumneavoastră v-ați pregătit motocicleta de sezon? Pregătită de sezon, acum. Plecați în excursie. În excursie, da. Păi și găinile. Abă, Cristi, te rog frumos, că motocicleta e prea mare, prea grea pentru tine. De aici, cu asta pleci acasă. Păi, cred că ajung. Dacă am probleme, iau în spate. Păi, o facere mai bună. Da. Dacă aveți de gând să faceți un drum de genul ăsta, niciodată, dar niciodată motociclete grele. Sau cu bagaje. Mare noroc cu domnul Ilie, care tocmai meșterea la motocicletă și a schimbat uleiul. Avea cheile pregătite și astfel am putut să îndreptăm schimbătorul pe care Cristi l-a strâmbat. Caz contrar, trebuia să merg până acasă cu anteia. Sau hai, cel mult cu a doua dacă reușeam. Deși mai devreme n-am reușit. Am plecat încrezător că situația se va îmbunătăți. Și a fost mai bine, dar nu suficient. Când, în sfârșit, credeam că am scăpat de toate problemele, ne-am pomenit cu o situație și mai gravă. Ultima căzătură afectase alimentarea motocicletei lui Ionuț, iar benzina susura pe asfalt ca râul Nera, pe malul căruia ne aflam. Am reușit să remediem problema cu niște adeziv și ne-am continuat drumul spre ultimul punct al călătoriei noastre. Obosiți, plini de noroi, dar fericiți. Exact, pentru că așa trebuie să arate o aventură adevărată. În cele 3 zile de când suntem pe drum, am avut parte de toate. Noroaie, multe noroaie, multe pietre, motociclete stricate, motociclete căzute. Iată-ne acum pe cheile Rudăriei, suntem la prima moară. De aici mai sunt încă 21 de mori, este cel mai mare complex de mori funcțional din sud-estul Europei. Bun. Păi hai, că am terminat. Acum să mergem și noi acasă.